Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. După cum știți probabil unii dintre voi care aveți elevi în clasele terminale, clasa 8-a, clasa 12-a, tocmai s-au terminat simulările pentru bacalaureat și evaluarea națională, probabil că aveți prieteni, cunoscuți, cumva... Se știe, n-a trecut neobservat evenimentul. Invitați astăzi special la Tânăr în Europa doi profesori conectați la ce a însemnat examenul de simulare anul acesta. Domnul Ovidiu Bădescu, profesor de matematică la Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița, este membru al comunității SuperTeach, comunitatea profesorilor care vor să transforme educația românească prin mentalitate deschisă, și doamna Cristina Bărbosuene este profesor de limba și literatura română la Școala Gimnazială Sihlea din județul Vrancea, liderul comunității SuperTeach Vrancea. Bine ați venit și am să vă rog foarte pe scurt să ne spuneți ce e această comunitate SuperTeach și am să încep cu doamna. Bună dimineața! SuperTeach este locul, pe lângă faptul că e comunitatea, în care profesorii se întâlnesc pentru a-și redescoperi menirea și pentru a învăța împreună cum să descopere și să potențeze măreția din fiecare copil. Și asta vine în contextul unor evenimente pe care SuperTeach le organizează sub forma workshop-urilor și a conferințelor naționale. Mentalitate deschisă, Ovidiu Bădescu, înseamnă o minte deschisă și a profesorului îndreptată spre elev. La dumneavoastră văd că sunteți și unul dintre inițiatorii și coordonatorii proiectului Adoptă Intelectual un Copil, care se adresează elevilor ce își doresc să aibă un profesor îndrumător în pregătirea la clasă sau pentru examenele naționale. Ce e SuperTeach pentru dumneavoastră? Pentru mine SuperTeach este proiectul care mi-a făcut să-mi dau seama că de foarte multe ori, atunci când elevii au o anumită problemă, o parte din problema respectivă ni se datorează nouă ca și profesor și că ar trebui în primul rând noi să ne schimbăm pentru a avea alți elevi. Spuneți-mi, vă rog, a fost, iată, examenul de simulare pentru bacalaureat și evaluare națională. Vine o simulare după o perioadă care ne-a dat peste cap pe toți, cu ba online, ba prezență fizică. Vreau să știu cum s-au adaptat copiii, în primul rând, pentru acest moment și hai să începem cu cei mai mici, să ne ocupăm puțin de evaluarea națională, la limba și literatura română, unde teoretic ar trebui să fie mai ușor, teoretic. Teoretic, dar... cel puțin în școala unde sunt eu, copiii au... s-au adaptat destul de ușor, dar asta doar superficial, pentru că emoțiile simulării au existat. Și ce a contat foarte mult a fost faptul că profesorii lor, respectiv cei care sunt profesori de limba română și de matematică, le-au fost alături. Oricum s-a lucrat înainte de simulare, au fost simulări și la nivel județean, dar emoțiile clar au fost prezente și asta, să știți că s-a reflectat și în notele lor, într-o oarecare măsură. Ovidiu Bădescu, la clasele mai mari sunt mai căliți, mai trecuți prin obstacole? Da, oricât credem noi că adolescenții sunt căliți și că au opinii proprii și așa mai departe, în fața unei foi, mai ales o foaie de simulare, emoțiile sunt aceleași. Și din punct de vedere al faptului că a fost o perioadă pe care au petrecut-o în online, nivelul cunoștințelor nu este chiar nivelul la care ar trebui să fie, însă eu zic că simularea este foarte binevenită, pentru că le-a arătat exact ceea ce a trebuit să facă până la examen. Ideea este cumva, evaluarea națională are o miză enormă pentru viitorul unui copil. Practic, de aceste două examene, română-matematică, ți se decid următorii 4 ani și în funcție de notele care trebuie să fie peste 9, dacă dorești să ajungi la un așa numit liceu bun, presiunea e cumva enormă. Funcționează sistemul acesta? E ce trebuie pentru ei? E normal? Cumva pentru un examen să-ți decidă viitorul și dacă în ziua aceea n-ai fost pe subiect, nu știu, ce faci următorii 4 ani? Și mă adresez doamnei Cristina Bărbosuene.
Presiunea e foarte mare. O parte din presiune o ducem și noi către copii. Și eu am remarcat la mine că de foarte multe ori duc lucrul ăsta către ei. Și poate aici ar fi nevoie să lucrăm noi profesori în maniera în care ne ducem către ele. Bun, da, depind următorii 4 ani. Dar asta nu înseamnă că destinul lor e hotărât totalmente de ce se întâmplă în examenul de evaluare. Există momente în care, da, copiii se pierd în examen din diferite motive. Ce aș zice eu că e potrivit să facem, să încercăm să le oferim o perspectivă pozitivă asupra examenului ăsta și să nu mai punem atâta presiune că, domnule, gata, s-a terminat de aici, n-ai intrat la liceul pe care ți-l dai, totul s-a terminat, ci să încercăm să le, nu știu, creionăm așa posibile variante pe care le au ulterior. Adică examenul ăsta e doar un pas, nu se schimbă viața lor fundamental dacă eșuează la evaluare națională și când spun eșuat e faptul că unii copii au standarde foarte înalte și dacă nu reușesc să ia nota aia, dramatizează cumplit. Presiunea de unde vine? Din partea părinților sau a profesorilor? Vine și din partea părinților foarte mult, pentru că sunt părinți care au așteptări foarte mari de la copiii lor și vine dublată și de profesorul de la clasă. Copilul e oarecum prins undeva la mijloc și dacă nici măcar profesorii nu mai facem pasul ăsta către ei să înțelegem și așa cum spunea Ovidiu, a fost dificil în online și să iei un copil după ce aproape 2 ani a stat în online și să ai pretenția că el va face față unei simulări cu brio, mi se pare ușor nerealist din partea noastră a profesorilor. Copiii dumneavoastră ce fac? Din Sihlea unde merg mai departe? Au 2 opțiuni, liceele din Focșani și liceele din Râmnicu-Sărat, pentru că e oarecum zona asta mai apropiată de Focșani, merg mai mult la Focșani. Sunt licee foarte bune, sunt copii care își doresc, unii reușesc, alții nu. Dar, iarăși, așa cum am spus și mai devreme, e foarte important să conștientizăm ce mesaj ducem către ei. E foarte important ce aud ei de la noi. Înțeleg. Și când se duc în localitățile învecinate, se duc și stau acolo sau fac naveta? Foarte mulți fac naveta, dar cei care merg la liceele bune, unde de cele mai multe ori se învață după amiază, aleg să rămână în oraș și vin în localitate doar la finalul săptămânii. Am înțeles. Mulțumesc pentru detalii. Ovidiu Bădescu, miza care e? Să luăm note cât mai mari la bacalaureat ca să mergem mai departe sau pur și simplu să avem bacalaureatul în buzunar? Depinde de ceea ce își doresc. Sunt anumite facultăți la care admiterea se face în puncte de media de la bacalaureat. Atunci e clar că miza elevilor este haide să luăm note cât se poate de mari la bacalaureat pentru a intra acolo unde ne dorim. Există însă facultăți, gen medicină sau calculatoare, telecomunicații, unde intrarea se face pe bază de admitere, iar media de bacalaureat contează într-un procent foarte mic, aproximativ 10%. Acolo e clar că prioritar este să se pregătească bine pentru examenul de admitere și bacalaureatul să-l ia cu o notă cât se poate de mare, dar e cumva după ceea ce înseamnă examenul de admitere. Adică aici prioritar e hai să luăm bacalaureat. Am înțeles. Predați matematica, dă dureri de cap și celor mai bine pregătiți, ai emoții. Cum s-au prezentat la aceste simulări? Vi s-a părut ceva surprinzător? Era de așteptat? Era de așteptat. Exact cum vorbea și înainte Cristina, și noi am dat simulări la nivel de școală, la nivel de județ. Elevii erau puțin învățați cu modalitatea asta de a da o simulare, iar notele de la simularea națională au fost apropiate de cele de la simularea pe școală, care a fost cu 2 săptămâni înainte, și ceea ce e îmbucurător este faptul că procentul a crescut. Adică atât procentul de promovabilitate, cât și media per total a crescut, înseamnă că elevii, dacă își mențin ritmul respectiv de pregătire, până la bacalaureat va fi bine. Vorbiți despre situația de la Colegiul Național Traian Alescu sau vorbim despre toată localitatea, tot municipiul? Nu, eu vorbesc despre situația de la Colegiul nostru Național Traian Alescu, unde știu care a fost media la simularea pe școală, deci pot să fac diferite comparații. Nu știu la nivel de județ cum erau celelalte simulări. Uh-huh. Cum a fost pregătirea pentru acest examen de simulare? Cum a decurs partea online, în primul rând? Poți să faci matematică online? Da, cum să spun, e relativ ușor să faci matematică online. Este destul de greu să evaluezi matematica făcută online.
De ce spun că este ușor să faci matematică online? Pentru că există tabelă grafică, mi-am luat o tabletă grafică, pe am scris, există YouTube pe care am pus anumite lecții filmate video, elevii chiar au fost mai avantajați că puteau urmări de două sau de trei ori lecția respectivă video dacă ceva nu au înțeles. Însă este foarte bine să faci matematică online cu elevi care sunt serioși și conștiincioși. Adică pentru cei care au învățat a fost ok. Pentru elevii mai puțin silitori, să le spunem așa, nu a fost foarte bine, pentru că evaluările, făcându-se în modul online, nu au putut să fie la fel de obiective și atunci descoperim acum, în clasa 12, că există enorm de multe goluri. Și acum chiar regrete din partea elevilor, chiar îmi zicea o fată, ce proastă am fost eu când am învățat atunci când am fost în online, că de fapt tot ceea ce e acum se datorează perioadei respective. Uhum. Pentru un profesor, de exemplu, în momentul în care predai, cum îți dai seama dacă feedback-ul vine cu adevărat de la acel copil, dacă a înțeles, pentru că ei stăteau cu camerele închise, la un moment dat mai surprindeai așa o privire pierdută, nu era cazul, pentru că aveau camerele închise. Deci nu era ca și cum ați fi predat la perete? Bun, la început a fost foarte greu, noi simțeam că predăm la perete. E clar că și atunci când scriem pe tableta grafică nu mai vedem, chiar dacă ar avea camerele deschise, nu putem să-i vedem la fel ca și cum ar fi în clasă. Însă ceea ce e foarte important e faptul că după ce predam existau 10 minute de un fel de feedback cerut de către noi. Adică puneam întrebări elevilor din ceea ce am făcut, întrebări total aleatorii. Iar punând întrebările respective, ei știau că la sfârșit o să fie întrebați și atunci încercau să fie cât se poate de atenți. Bineînțeles că nu toți erau, dar e un câștig, adică trebuie să ne gândim, să găsim diferite strategii care să meargă în anumite condiții date, condiții care nu depind de noi. Uh-huh. Ați recuperat în momentul în care v-ați întors în fizic la școală? Da, deci în momentul în care ne-am întors fizic la școală, din fericire există în programă 25% ore la dispoziția profesorilor, la clasele bune orele respective există. La clasele mai puțin bune nu prea, pentru că acolo abia reușești să-ți faci materia. Din perspectiva mea, predând la clase care sunt, n-am zic eu, cele mai bune din județ, e clar că a fost suficient timp, astfel încât să recuperăm ceea ce nu s-a putut înțelege în online. A fost mai greu, acolo unde elevii au un nivel de pregătire mediu, acolo clar este mult mai greu. Am înțeles, da, cel mai greu este să aduci un copil, înțeleg, de la 3-4 la 5-6. Deci asta e prima... Este cel mai greu acolo, exact. Am înțeles, Ovidiu Bădescu, Cristina Bărbosuene, emoții mari, spuneați, la simulare, reflectate cumva și în note. Ce înseamnă acele note, ca să înțelegem unde a fost, unde s-au situat? Elevii de la școala unde predau eu s-au situat undeva între 6.50 și 7.50, asta fiind, reprezentând o medie. La română sau... La limba română. Nu, la limba română, strict la limba română. Și personal, surpriza mea așa a fost în ceea ce îi privește pe copiii care erau buni și munceau, au muncit de fapt toată perioada asta și atunci de asta am spus că eu cred că emoțiile au fost foarte puternice în cazul lor, dar nu doar emoțiile. A fost și lipsă de concentrare, a fost și tratarea cu superficialitate a acestui examen de simulare, pentru că feedback-ul lor imediat după ce au aflat notele a fost ceva de genul doamna, oricum am scris așa ce mi-am amintit, adică nu am pus mare preț pe cerință și le-am spus că din punctul meu de vedere asta denotă lipsă de seriozitate, pentru că era un examen care oarecum le arată lor în momentul ăsta cam pe unde sunt și ce pot face mai departe. Și apropo de ce spunea Ovidiu la perioada asta de online, la gimnaziu a fost foarte dificil cum să gestionezi feedback-ul, pentru că ei aveau teme pe care le scriau, iar tu ca profesor trebuia să gestionezi foarte bine timpul tău și să aloci timp special pentru a trimite feedback, să te asiguri că ele au integrat, să recorectezi teme. A fost efortul mult mai mare în online decât în întâlnirile astea fizice. Dar cred că, așa cum a spus și Ovidiu, a venit cu multe plusuri, cu conștientizări ale lor, pentru că dacă nu muncesc, nu se pot întâmpla minuni. Mm-hmm. Copii buni care au avut acum un șoc sau au spus că asta e simulare, nu e mare lucru? În privința copiilor buni, da, a fost șocul. Ei au luat mai serios rezultatul și sunt și primii
care mi-au spus că și-au setat deja obiective, pentru că noi imediat după am avut o discuție foarte pragmatică despre ce poți face, unde poți lucra ca să te asiguri că la evaluare, până la evaluare, crești cu cel puțin un punct, punct și jumătate. Din punctul meu de vedere de nespecialist, cred că în momentul acesta psihicul e foarte important, moralul, pentru că sunt două categorii, cam așa le văd eu. Sunt cei dărâmați de rezultat și descurajați și sunt cei care spun, gata, nici nu mai trebuie să trag, am luat notă bună, sunt și intrat, ceea ce iară e o capcană, pentru că în momentul în care oprești motoarele acum, ar fi, presupun, o greșeală care te poate costa foarte mult. Ovidiu Bădescu, așa este? Am făcut bine împărțirea? Aveți totală dreptate. E vorba de cei care au luat o notă mult mai mică decât s-așteptau și pentru care, într-adevăr, a fost așa un mic șoc. Față de ei a trebuit să avem puțină grijă, să le spunem că, da, au mai fost situații și chiar să venim cu exemple concrete de elevi care poate la simulare au luat 3 și ceva și care la bacalaureat au luat chiar peste 6. Adică nimic nu este pierdut în perioada asta, ci va fi pierdut doar dacă nu conștientizează și nu muncesc în mod foarte serios de cum înainte. Clar că trebuie făcut un plan de pregătire, trebuie aici să-i ajutăm, dar mai degrabă, așa cum spuneați, să-i încurajăm și să le spunem, da mă, sunt suficient de multe șanse, eu am încredere în tine, 80% dacă vei munci, cu siguranță nu o să fie probleme la bacalaureat. Pe când situația celorlalți, așa cum spuneai, care se culc un pic pe ureche, eu zic că aici procentul lor este mai mic, pentru că cei care au luat o notă bună la simulare sunt cei care au învățat. Și ăștia, dacă au învățat până acum, până la simulare, ei vor învăța și de acum înainte. Adică mai degrabă cred eu că ar trebui să ne aplicăm asupra celorlalți, cei care nu au reușit să ia 5-ul acum. Și pentru cei care au avut așa un șoc și spun, bine, de mâine, gata, mă apuc serios de treabă, îmi fac un plan, realist vorbind, care poate fi creșterea? Cu 2-3 puncte, nu știu, cât poți obține în lunile rămase până la examen și rămân la matematică, pentru că acolo chiar e suferința mare. Da, eu sunt convins că poate să fie o creștere, da, peste 2 puncte. Adică chiar și eu am elevi care au luat sub 5 și sunt convins că până la bacalaureat o să depășească 5-ul, pentru că, cum să spun, au luat sub 5-ul ăla și îl conștientizează. Da, îmi pare rău, ce pot să fac de acum înainte? Și să poate că e o discuție foarte amicală, chiar întâlniri pe Zoom sau treburi de genul ăsta, să fixează un plan de pregătire și ei pot să crească. Am avut situații de elevi care au luat 4-80 la simulare și care la bacalaureat au luat peste 8. Adică o creștere enormă au avut. Dar bineînțeles, creșterea e procentuală. E mult mai greu de la 2 să iei 6 decât poate de la 4 și ceva să iei 8. Uh-huh. Cu ce vă ajută proiectul pe care îl aveți? Adoptă intelectual un copil, îi ajută pe ei? De ce ați simțit nevoia să veniți cu acest proiect? Este un proiect început în perioada de pandemie, atunci când lumea nu prea înțelegea ceea ce se făcea la școală. Existau multe cadre didactice care nu stăpâneau atât de bine tehnica, mai ales în perioada de început. Și atunci am zis, haide să încercăm să ajutăm. Suntem o comunitate de peste 40.000 de membri, din care 1.300 și ceva de copii au fost anul trecut cuprinși în acest proiect și 669 de profesori au făcut pregătire gratuită. Nu a fost o pregătire doar pentru examene naționale. Au fost la toate materiile unde era nevoie, inclusiv la ciclul primar. Anul ăsta proiectul continuă, avem tot la fel până acum, cred că peste 500 de elevi, mai țin minte numărul exact, foarte multe cadre didactice și da, este avantajos. Pentru că de ce e avantajos? Profesorul care lucrează cu tine îți răspunde în primul rând la întrebările pe care le ai. S-ar putea ca elevul să nu aibă curajul să întrebe la școală, s-ar putea ca elevii să fie, am avut situații de pe lângă Galați, din diferite sate și le era foarte greu să ajungă chiar la pregătirea care se făcea la școală. Și atunci intrau aici în pregătirea online, am reușit să le luăm unora chiar tablete și a fost, eu zic că a fost un succes și mulțumesc în acest sens tuturor colegilor care au făcut asta în mod gratuit anul trecut și care o fac în mod gratuit inclusiv anul acesta. Deci înțeleg că nu este doar pentru Reșița, ci e la nivel național proiectul? E la nivel național, avem o hartă cu toți profesorii implicați, deci în toată țara avem și avem oameni. Prin chestia asta, cum să zic, profesorii și-au dezvoltat puțin și au primit exact și bucuria aia de a putea ajuta. Poate mulți spuneau, uite, eu mi-aș fi dorit să fac așa ceva la elevii mei, dar elevii mei nu vin la școală sau elevii mei nu învață. Uite, aici era o șansă de a ajuta pe cineva care chiar își dorea. Avantajul e că în proiectul ăsta, copiii care au intrat și au dorit să progreseze. Și e minunat să lucrez cu elevi care își doresc ei asta și nu elevi pe care îi forțează părinții.
Categoric. Mulțumesc, Cristina Bărbosuene. Ne întoarcem la pregătire. Deci avem examenul de simulare, note șoc pentru unii. Cum se mai face pregătirea la limba și literatura română? Tot despre toceală e vorba sau despre ce? Nu mai e despre toceală și slavă Domnului că nu mai e despre toceală, pentru că noi practic încercăm să dezvoltăm competențe și atunci este o muncă în care elevul trebuie să se implice 100%, iar profesorul să aibă maestria în așa, pe care să o ducă către elevii săi, în așa fel încât fiecare poată să rezolve subiectele de la evaluare națională. Aici s-a aplicat pe cerința pe care o știm că o putem întâlni la evaluare națională și se dă libertatea elevului de a se exprima, dar rămânând în parametrii pe care îi setează cerința respectivă, pentru că și la o compunere, da, ei sunt nevoiți să respecte anumite repere, iar dacă ei știu reperele alea, atunci depinde foarte mult de amprenta personală acolo. Și, apropo de pregătire, noi cel puțin Școala Sihla de săptămâna aceasta începem pregătirea pentru evaluare națională și ne întâlnim cu elevii în weekend, așa cum spunea și Ovidiu, de bunăvoie. No, feedback-ul e că toți doresc să vină. Acum rămâne să vedem și dacă toți vor veni, dar așa cum a spus Ovidiu, copiii care doresc să muncească își vor rupe în weekendul lor timp de 2 ore să vină la școală să lucreze pentru evaluare națională. Ce înseamnă pregătirea? Cum arată această pregătire intensivă pentru examenul de evaluare națională? Ea se realizează conform unui program pe care eu îl stabilesc de comun acord cu elevii și oarecum lucrăm punctual pe părțile subiectului de evaluare națională. Adică facem fonetică, vocabular, pe urmă mergem în zona de compuneri. Ei au de la o săptămână la alta de lucrat doar pe o anumită zonă și pe urmă tot revenim în așa fel încât să aibă tabloul complet înainte de evaluare națională. Ce ar trebui să facă ei? Cât ar trebui să muncească? E suficient doar cât faceți la clasă și pregătiri suplimentare sau trebuie să tragă serios și acasă? Clar, nu. Nu ajunge doar asta și cred că e important ca ei să conștientizeze că nu e nevoie să muncească doar strict la clasă și cred că ăsta e mesajul pe care îl transmit marea majoritate a profesorilor. Nu e despre cât faci în clasă, e mai mult despre cât duci cu tine acasă și cât exersezi, pentru că așa e și la română ca și la matematică. Fără exersare nu poți să ai pretenția că vei reuși să rezolvi cerințele respective. Și aici mi se pare că e foarte important și rolul profesorului să-și asume că dacă face lucrurile astea, trebuie să ofere și feedback elevilor. Pentru că dacă ei muncesc și tu nu le dai feedback pe ce au muncit, mi se pare că efortul lor nu are cum să fie contorizat și nici nu poți să măsori progresul la finalul procesului ăsta. Ce vreau să mai știu este, copiii dumneavoastră citesc? Când zic copiii dumneavoastră, mă refer la elevi. Pot să răspund așa și da și nu. Sunt unii care citesc și sunt pasionați. Sunt și foarte mulți care nu citesc, din păcate. Cu ei ce faceți? Cum încercați să-i dați pe brazdă? Suntem într-un club de carte care se numește Fanbook și acolo avem cărți care ne sunt livrate și pe care ei le citesc și mai împart și ei cărți între ei și atunci când văd că sunt colegi care citesc, mai prind curaj și vreau și eu să citesc cartea pe care ai citit-o tu, pentru că ei povestesc în clasă despre lucrurile astea. Ne-am înscris și la Buvi și atunci sunt oarecum constrânși și să citească un roman care e acolo între cele menționate și trebuie să facă trailer pe baza lui. Deci există contexte, dar iarăși depinde foarte mult de, nu știu, cum văd copiii lectura imprimată pe tine ca profesor, pentru că dacă tu, ca profesor, nu le arăți că ți-e drag, că citești, că ce faină e lectura, e foarte greu să-i faci pe ei să citească doar spunându-le, e important să citim. Am înțeles. Pentru că ați pregătit generații întregi, spuneți-mi, vă rog, dacă ar fi să comparăm înainte de pandemie și în timpul pandemiei, acum nu putem spune că suntem post-pandemie, pentru că, practic, rezultatele sunt cele din pandemie. Există diferențe? Vă întreb asta pentru că am auzit la un moment dat comentarii legate de copiii ăștia sunt generație pierdută. Nu știu dacă e normal totuși să le pui așa o etichetă, dar cumva am auzit destul de des vehiculat această teorie.
Și am să încep cu Ovidiu Bădescu. Da, nu putem spune că este o generație pierdută în niciun caz, dar perioada de pandemie a afectat. Atunci când au venit înapoi la școală, abia reușeau să socializeze unii cu alții, stăteau tot pe telefoane și cred că cea mai bună metaforă ar fi exact ca unei plante care nu i-am dat apă. A ajuns la un moment dat să se veștezească. Problema, adică mare avantaj e faptul că revenind înapoi la școală, au început din nou să socializeze și acum, după câteva luni de zile, sunt exact copiii care erau înainte. Adică au venit puțin emoțional afectați, au venit puțin și ca nivel al cunoștințelor afectați, dar tinereța lor i-a făcut să treacă foarte, foarte ușor peste așa ceva și acum sunt exact copiii care erau înainte de pandemie. Vor să plece după bacalaureat în străinătate sau vor să plece, nu știu, de la Reșița, presupun că au ca principală destinație Timișoara și facultățile de acolo? Da, avem elevi care vor să plece în străinătate, mai puțin anul ăsta față de ceea ce era înainte de pandemie. Vor să rămână în țară, avem doar 2 sau 3 elevi care vor să plece în străinătate, însă nu doar în țară, nu doar în Timișoara. Se duc la Cluj, se duc la București, se duc peste tot unde îi atrage ceva. Aud că medicina de la Cluj e, nu știu ce, top al facultăților de medicină din lume, mă duc la medicină la Cluj, chiar dacă admiterea acolo este cea mai grea. Adică își doresc să se ducă în medii cât mai bune, pentru că e o chestie universal valabilă. Adică cu cât în jurul tău sunt persoane mai capabile, ele te influențează. Mulțumesc, Cristina Bărbosuene. Au fost diferențe mari în pandemie, înainte de pandemie? Eu nu am simțit să fie neapărat diferențe foarte mari, doar interacțiunea. Mi s-a părut că a fost dinamica interacțiunii, a fost ușor diferită. Iar în ceea ce privește rezultatele, cu toate că nu-mi place să fac comparație, rezultatele pe care le-au avut elevii anul trecut au fost bune, cu toate că am lucrat foarte mult cu ei în online. Ceea ce îmi dă speranțe că și cu acești elevi cu care la fel am fost foarte mult în online o să reușim. Apropo de etichete, și eu la fel ca Ovidiu, nu cred că e bine să facem lucrul acesta. Ni se întâmplă de multe ori să punem etichete, dar așa cum elevii și noi privim ca niște obiecte, evident că nu e nevoie să punem etichete, ci să avem așteptări mari de la ei, să le comunicăm, ei să le conștientizeze și să lucrăm împreună pentru a atinge aceste așteptări. Așa cum spune Ovidiu mai devreme, elevii au nevoie să audă de la noi că avem încredere în ei, știm că pot face lucrurile acelea pentru că astfel capătă și ei curaj. Dacă noi ne cim și dramatizăm, vai, a fost dezastru la simulare, o să fie dezastru la evaluare, nu sunteți mod de nimic, atunci evident că nu o să mai simtă nici ei motivația să muncească, chiar dacă unii dintre ei ar avea lucrul ăsta în interiorul lor. Cu această idee cred că putem și încheia, o idee pe care ar fi bine să o prindă toți părinții, pentru că undeva și ei au un rol esențial. Dacă doriți foarte pe scurt să mă transmiteți o idee pe final, am să vă rog să o faceți. Ovidiu Bădescu. Da, aveți încredere în elevii voștri, dacă sunteți cadre didactici, aveți încredere în copiii voștri, dacă sunteți părinți, pentru că încrederea oferită cu siguranță vă va fi răsplătită. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la Tânăr în Europa, la RFI. Vă doresc mult succes să aveți cu copiii dumneavoastră, să obțină în final rezultatele dorite. Invitați astăzi Cristina Bărbosuene, Ovidiu Bădescu. Eu sunt Andreea Oros. Toate cele bune!